Cu exact în urmă un an, oierii din întreaga țară se adunau în fața Parlamentului României pentru a protesta împotriva legii 149 din 2015, aceea a vânătorii care limita numărul de câini pe care turmele de oi sau de vaci le puteau deține. În urma discuțiilor pe care membrii Comisiei de Agricultură le-au avut cu reprezentanții crescătorilor de ovine, parlamentarii au intervenit pe lege stabilind numărul de câini pe care îi poate deține o turmă de oi în funcție de relief. Am stabilit prin legea 69, recent, urmarea unor discuții foarte lungi pe care le-am avut cu crescătorii de ovine și proprietarii de terenuri agricole, reprezentați de asociațiile mari de fermieri din România, următoarea variantă de a stinge, pentru a stinge litigiul care s-a creat în ultimul timp, nemulțumirile crescătorilor de animale, ale proprietarilor de pământ, fiecare, unul din ceilalți nemulțumit de altul, de fapt. Și atunci soluția a venit în felul următor. Permiterea însoțirii turmelor, vorbim în general de ovine, că aici e problema, cu un număr de maximul 300 de oi de către însoțitor, astfel, mai mult de 6 la munte, 4 la deal, 3 la câmpie. Pentru fiecare 100 de oi în plus, turma poate avea un câine în plus, dar nu mai mult de 10 câini la munte, 7 la deal și 5 la șes. La stână, numărul de oi este nelimitat. Pentru fiecare 100 de oi în plus, deci pentru fiecare 100 de oi în plus, crește cu un câine. Să zicem, dacă are 400 de oi la munte, vin 7, 5, 3 la deal, 5 la deal, 4 la câmpie. Dar nu mai mult de 10 la munte, 7 la deal, și 5 la câmpie. La strână pot să țină orice număr de câini. Deputatul nemțean susține că toată lumea este îndreptățită a fi nemulțumită de vechiul act normativ care a scos oierii în stradă. Proprietarii de turme au dreptatea lor pentru că, mai ales la munte, câinii au rolul de a le apăra de animalele sălbatice care decimează turmele și pun în pericol viața ciobanilor. Pe de altă parte, vânătorii susțin că acești câini distrug vânatul care este protejat prin lege. Era o neînțelegere. A fost promulgat un termen de a discuta, să vedem dacă e de acord. Dar, până la urmă, să știți un lucru. Și proprietarii au dreptate, dar și crescătorii de ovine au dreptate. Sigur că sunt crescători care respectă proprietarii și atunci lucrurile sunt în regulă. Sunt și crescători care își bat joc de culturi, lasă câinii aiurea, distrug vânatul, toți sunt o droaie de pui de animale de pădure care sunt decapitați de câini vagabonzi, pentru că stăpânul nu-i mai ține pe aia care nu mai sunt util pentru stână și singura soluție a lui să le dea drumul, să plece de lângă stână și aia distrug vânatul. În baza raportului comun al Comisiilor de Agricultură și Mediu din Camera Deputaților, în cursul săptămânii viitoare, legea vânătorii și protecției fondului cinegetic urmează a fi dezbătută și votată în plenul Camerei Deputaților. Potrivit legii anterioare, suspendată de guvernul Cioloș în urma protestelor de anul trecut a crescătorilor de animale, numărul de câini pe care îl putea avea o turmă era limitat. Pe de altă parte, legea anterioară interzicea și pășunatul turmelor în perioada decembrie-aprilie. Camera Deputaților este cameră decizională. Dacă legea va trece de votul plenului de săptămâna viitoare, ea va fi trimisă spre promulgare președintelui României, putând a intra în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial. Rămâne de văzut dacă deputații aflați în ultimele săptămâni de lucru înainte de încheierea mandatului lor vor asigura cvorumul votării acestei legi.